foarte precisă. De multe ori, din dorința de a crea o estetică suplimentară, denaturează înțelesul. Iar aici, o să vedeți că denaturează rău de tot înțelesul. Dar o să vedeți și unde este extraordinar de bună. La un moment dat spune, în versiunea originală este așa. Vergine Madre. Maică Fecioară. Filia del tuo figlio. Fica fiului tău. Umile e alta. Umilă și înaltă. Più che creatura. Mai mult decât creatura. Aici este o lovitură grea de tot, pentru că ortodoxii la fel poziția aceasta cu Imaculata Concepțiune nu... Că mai mult decât creatură, ce înseamnă? Imaculata Concepțiune nu este că faptul că Maica Domnului l-a făcut pe Hristos fără păcatul trupesc. Ci că ea nu a avut păcatul trupesc, adică păcatul strămoșesc. Ceea ce teologia ortodoxă spune, nu stați așa, cum adică? Deci aici e o luptă, da? El era în perioada puternică în care catolicismul își făcea să lupta cu partea orientală, cu partea bizantină. Deci, umilă și înaltă, più che creatura. Termine fisso dell'eterno consiglio. Tradus motamo înseamnă termine. Fisso, fix, eterno consiglio, sfatul etern. Coșbu care traduce și el, chiar așa traduce. Nu pot să mă înșel. Opa, undeva. Chiar el. Și a veșnicului sfat țintă fixată. Exact așa atunci. Păi eu dacă mi-ai spus așa, și a veșnicului sfat țintă fixată, pe cuvântul meu, dacă am închis cartea și te duci, te culci. Cum traduce Tacoerim? Termine fiso, de termen fix, termen, îl traduce ca soroc. Pentru că, în adevăr, soroc când ajunge la termen. Femeia când ajunge să nască, ajunge la... Ea vine sorocul, cum se spune. Fix, spune, nestrămutat. Și eternul Consiliu, sfatul etern, el îi spune vredii sfinte. Soroc nestrămutat al vredii sfinte. Pe câtă suferi? Pe față de soroc nestrămutat al vredii sfinte cu ce zicea mea acesta, mai cine scoate. Și a veșnicului sfat țintă fixată. Bun. Dar să vedeți formă unde o zbârcește. Tu ești aceea ce umana gente e înălțat. În Italia este tu sei con lei, tu ești aceea, că l'umana natura, natura umană, nobilitas ti si, ai nobilat-o într-atât, că il suo fattore, că făcătorul ei, non disdegno, nu disprețui, di farsi sua fattura, să devină făptura făpturii sale. Așa e traducerea. Asta a scris Dante. Mai spun atât ce a tradus Tagoriu. Tu ești aceea ce umana gente e înălțat astfel că ziditorul nu se sfie, nu se înveșminte. E superbă, dar nu e precisă. Deci e superbă, nu se sfie, nu se înveșminte. Și că expresia este absolut genială. Dar Dante spune ceva cu mult mai mult. Spune că eu te fac pe tine atât de curată, atât de mult mă îndrăgostesc de tine, tu, cea pe care eu te-am creat, încât eu, creatorul tău, mă las că tu, ca tu, să mă recreezi pe mine. Tu, creatura mea. Păi, e diferență mare. Că așa, nu se sfie, nu să se veșminte, am înțeles. Bine, mă, iau acum hainele, dau după aia jos. Asta este. Nu. Să, ca eu să mă las recreat de creatura mea. Genial. Că clar, nu sunt eu genial. În pântecele tău se aprinse dorul suraz la cui crescuta mândra floare ce raiul împodobește ogor. În pântecele tău se aprinse dorul suraz la cui crescuta mândra floare ce raiul împodobește ogor. Așa, la prima vedere, e bine, e frumos, hai să ce mai departe. Nu e chiar așa. O să vedeți de ce o să mă opresc un pic, pe urmă o să trecem mai repede, ca să nu vă speriați. Ca să nu vă speriați, că poezia e lungă, dar peste cealaltă vom trece mai repede. De aceea o să ne oprim un pic. Despre ce dor din pântecele e vorba? Vă spune, în pântecele tău se aprinse dorul cu faza de căzut anul de la floare, ce avem podobește ogorul. Același dor îl întâlnim și la Eminescu. Și zice, păi da, e dorul care, nu, să vedeți cum e tot într-o poezie în care este vorba despre creație. În scrisoarea întâi, unde povestește cum Eminescu vorbește despre întreaga creație, cum a apărut din nimic, avem vreme ca să nu avem vreme acum ca să spun aceasta, cum a apărut, cum spune Eminescu la nimic.
genial, cum spuneam, dar, la un moment dat, după ce povestește toată chestia asta, are un moment în care începe și dezvoltă efectiv care este procesul creierii lumii, apariției lumii. Și spune la început, dar deodată un punct se mișcă. Cel din tâi și singur, iată cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, este stăpânul fără de margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de haos, pe cărări necunoscute și acum este unde vreau să vă aduc, și în roiuri luminoase izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Deci până la acest vers, toți evoluționiștii sunt în delir. Adică, da, nu, este clar, este teoria Big Bang-ului, spune clar ce să mai discutăm. Și peste ea trecea acolo, a făcut o înfloritură, nu știu ce ce. Asta este fundamentul. Îți spune exact tot până la versul ăsta. Când versul ăsta te încurcă la totul, că îți spune și roiul luminoase izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Pe cine e dorul? Dorul ce? Cine e moașa asta care lumea dă în punctul ăla mic așa, începe să iasă? Și e o moașă care stă acolo, trage, hai împinge, hai de dă-i, hai că-i vă capul, dă-i bă. Cine e moașa? Cine e dorul? Este același dor care apare în pânte cu Maicii Domnului. Că pentru că, la buna vestire, nu știu dacă știți icoana Bunei Vestiri, două secunde și gata, trec mai departe, la bună, dar e ca să terminăm cu dorul acesta din pânte, cine este dorul din pânte. La Buna Vestire, imaginea este extraordinară. Îmi pare rău că n-am fost nicio imagine de aici. În iconografia bizantină este standard. Iconologia, logica prin care se compune icoana, este clară, riguroasă, nu există. Fecioara este pe un scaun, la picioare are două ghemuri, un ghem auriu și un ghem roșu. Are o palmă așa și o palmă așa. Deci una din pot. Una așa și una așa. Și din dreapta vine arhanghelul. Arhanghelul este intempestiv, așa, tot timpul cu... E brusc. Deci apare, nu e moleșit, nu e, cum o să vedeți, în toate tablourile religioase, mai ales renașentismul, face niște chestii teribile. Deci acolo o să vedeți cu arhanghelul are niște pene de păun, roșii, violete, stă îngenunchiat, ia îngenunchiat. N-are nicio treabă. Arată cu totul și totul acela. Fecioara lucra ceea ce se cheamă rucodelia, adică lucrul mâinilor. Lucra la catapeteazma din templu. Și ea avea ca ascultare să lucreze firul roșu, purpura și aurul. De-aia sunt ghem. Dar de ce? Ce reprezintă ele? Că ce nu putea să spună? Nu, stătea în cameră, aștepta și... Este modul în care, rucodelie, este modul în care trupului tău îi dai de lucru ceva care să facă zi de zi, o rutină. Ca pe rutina asta să vină vestea. Să vină gândul. Că mintea o ai. Gândul vine. Ori arhanghelul, asta ce înseamnă? Arhanghelul înseamnă vestitor. Înger, angelos, înseamnă vestitor. Arhanghelos este cel mai mare dintre vestitori. Și vine ca să... vine vestea. Ori vestea cum vine? Nu vine să-i vedeți cum stau toți genunchiați. Era trimisul lui Dumnezeu cum să vină în baripile prăjitite, care mai rușcă. Intră direct și îi spune binecuvântată ești fecioară, că mai har de la Dumnezeu și fecioară e cu mâna așa. Stai mâna așa. Cine ești, mamă? Păi Dumnezeu m-a trimis ca să... Păi cum să fac eu copil dacă eu nu am cunoscut bărbat? Ce, nu e că Sfântul Duh te va umbri și va chibernisi, te va umbri. Adică trece că mai e încă o dată. Păi bine, am înțeles. Bun. Se zice că am înțeles. Dar cum să încapă cel fără de încăput, fără de început și fără limite, în pântecul meu? Duhul Sfânt va chibernisi pântecul tău. Ce înseamnă că îl va chibernisi? Îl va expanda ontologic. Îl va îndumnezei. Ca să poată Dumnezeu să-și ia trup din pântecul tău. În pântecul tău. Acest dor e de fapt. Despre el este vorba. Că în pântecul tău s-a prinse dorul și vreau să crescut amândra floare ce raiul împodobește ocorul. Floarea respectivă este vorba despre Hristos. Tu fac legi de milă și îndurare aici în cer, iar pe pământ fântână de doruri și nădejdi izbăvitoare. În italian este un pic diferit. În italian spune meridian
Se qui a noi meridiana face di carità e giuso intra mortali se di speranza fontana di vivace. E mult mai dinamică imaginea, adică spune, aici la noi se meridiana face. Meridiana face, aici e ce o chestie de ce trebuie să pe minte lui Dante ca să scrie meridiana face? Ce înseamnă meridiana face? Meridianul cum este? Când soarele este deasupra capului. Adică este în puterea, în plinătatea lui. Am putut să descrie puterea pe care o are Fecioară. Ea e giuso intra mortali și jos între muritori și e disperanța fontana vivace. 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 Stropi din sală. La noi e mai... iar pe cuvântul, fântână de doruri și nădejdi zbăvitoare. A calmat. Imaginea nu mai este atât de dinamică. Atar puteri ți-ți date cer, stăpână, că și neharul nu ți-l cere ție cu frântea lipse prăbușe în țărână. Căci mila ta n-ajută împrășmășie a celor care o cer, cine rugat adeseori într ajutor se îmbie. În tine-i sar, milostivirea toată, în tine smăreția și putința și tot ce în om bun și curat să arată. Și acesta aici, ce și-a purtat ființa prin iad, pe munte, în sus, și rând pe rând văzuta și osânda și căința, e vorba de Dante, adică spune, sărmâna, iată, a venit și ăsta, săracul, vine de pe drumuri, a fost în iad, adică osânda, căința, purgatoriu, și a văzut parte din paradis. Și acum, dacă tot e ajuns aici, îngădui să privească o clipă în Dumnezeu. Smerită, deci, și acestea aici și-a putut ființa pliniat pe munte în sus și rând pe rând văzuta și osânda și căița, smerită, roagă inima și în gând să-i dai puteri ca spre Cerescul Tată să înalțe tainic ochiului plăpând. Și eu, ce pentru văzul niciodată n-am ars ca pentru al lui, mă rog de tine cerșind să fie ruga desturată. Eu asta n-am înțeles-o, dar trebuie că are un înțeles de ce Sfântul Bernard, care era în vecinătatea Empireului, era acolo, nu ceruse niciodată, nu mă lăsă. Adică n-a vrut, n-a cerut ca să privească în Dumnezeu. Dar pentru acesta a venit, făcând întreaga călătorie, o roagă pe Fecioara ca să-l lasă. De ce? Nu știu, explicația o găsim. Și acum începe să o roage și, oarecum, îl lași. Dar dacă îl lași, mai am și eu câteva rugăminți. Să-ți pulberi tu cu rugile ținine, tenebrele ce sunt prin lut veșminte, ca pur să guste din supremul bine. Și te mai rog ca și de acum înainte, să-i cruți tu care poți nevătămate prin ce a văzut a sale simțăminte. Adică îi zice, Doamne, eu înțeleg că îl lasă să privească Dumnezeu, am fost să-l lasă să privească așa cum e, pentru că cu simțurile astea degeaba lasă să privească. Se arde, adică dispare instantaneu, e spulberat. Și atunci, vezi tu cum faci ca să-i spulberi tu cu rugile tale, cu rugăciunile tale, tenebrele ce sunt prin lut veșminte. Aici, tenebrele respective vorbește de fapt despre ceea ce Sfinții Părinți numesc afectele. Afectele pe care omul le-a căpătat prin cădere. Cred că trecem ca să nu lungim pe partea asta, dar vorbim după aceea, dacă vreți, despre afectele respective, ca să apucăm să trecem prin toată poezia și să discutăm. Înfrânge în el pornirea spre păcate, de dragul meu te roagă Beatrice și Raiul întreg cu mâini împreunate. Aici iarăși e de discutat apropo de ce înseamnă pornirea spre păcate. Pentru că era un pic ciudat ca să-i spui acestuia, era acolo, trebuie să până în paradis, până tot. Ce păcate, la ce să se uite, să-i saie ochiul la ce? N-avea ce păcate, despre ce păcat să fie vorba acolo. Și totuși spune aceasta. Păcat în limba greacă, sau starea de păcat în limba greacă, se traduce ratarea țintei. Așa se traduce, ratarea țintei. Pentru că păcatul, de fapt, tu ai un drum, ai o chemare, care datorită acestor atractori, care poate să fie pe stânga, pe dreapta sau chiar în tine, pe stânga, dreapta, manicica care îți face cu ochiul și te duci și te depărtezi de țintă, dar te depărtezi din spațiu, sau celelalte păcate care sunt păcate de Duhul, duhovnice, să zicem așa, invidia și toate cele nu vin acum aminte, care te țin pe loc. Adică nu te duci de la, dar nici nu te duci înainte, că stai tot timpul cu ochiul ăla, bă, dar la cât ar de ce are, de acum, deci în loc să înaintezi, să te duci pe drum, de fapt, zăbovești pe loc. Despre aceste păcate vorbea. Adică îi spune, Doamne, te rog eu, focalizează, fă în așa fel încât din afectele pe care le are ca om, să-i le face să dispară acele afecte, ca să se focalizeze exact pe țintă, să
aibă cale liberă, de drum bun. Și acum începe, se termină rugăciunea Sfântului Bernard și începe, propriu-zis, ce se întâmplă acum. Spune așa, întoarse Doamna ochii ferice și dragi lui Dumnezeu spre vorbitor, vădind că încuvințează câte zice. Și de la el spre cel de veci izvor, în care nu-i putința a pătrunde asemeniei vreun ochi de muritor, și aproape fiind de ținta care ascunde a mele dorul toate, fără îndemn îmi stâmpărai dorințele profunde. Asta este genială mișcarea asta, vă dați seama. Deci Fecioara stătea, Sfântul Bernard îi spune, îi face toată rugăciunea aceea, lângă el Dante stătea, Dante stătea așteptat, și Fecioara face, se uită la el, face seama bine. Da. Și de acolo mișcă 90 de grade capul, și privește în Dumnezeu. Gestul ăsta este, totuși, este enorm. Cineva care se face gestul ăsta. De la muritor, la Dumnezeu, fără niciun fel de problemă. Este genial, te ia pășirea. Preasfântul surdea făcând un semn să cadă în sus, dar eu ca niciodată mă și uitam fără să aștept consemn. Asta e tare, știi? Sfântul când a văzut-o, Sfântul îi spune, ce prietene, te lasă, gata. De ce văd eu? Ești ca și făcut și din surdea. Deci eu eram deja cu... Că doar aia am dorit să tot drumul, eram cu ochii țintă pe... Privirea mea mereu... Acum începe mecanismul. Țintă pe milă. Privirea mea mereu tot mai curată, tot mai temeinic, pătrundea prin rază, prin raza cei prin sine adevărată. Ce frumoasă e cavalcada asta de cuvinte. Deci, privirea mea mereu tot mai curată, tot mai temeinic, pătrundea prin rază, prin raza cei prin sine adevărată. De aici înainte, mintea nu putează să țină în pas cu cele în cer văzute și nici memoria în gând nu le păstrează. Adică, bă, până aici. Deci, pot să vă spun ce m-am povestit, este perfect, cum v-am zis, pe cuvântul meu, n-am nimic. Dar de aici, mintea nu mai poate, nu mai am instrumentul cu care să pot să vă descriu ce s-a întâmplat acolo. Și zice așa, auzi cât de frumos spune Dante. Cum cel ce vede în vis nepetrecute și uitându-și visul poartă în amintire pe cetea simțămintelor